salutăm cu mare drag, iarăși surprize la tine acasă. Ne-am pornit din nou la drum cu o nouă surpriză, cu noi emoții, cu o nouă bucurie pentru o următoare surprinsă a noastră. Este vorba despre doamna Domnica din satul Mărândieni, raionul Fălești. Mergem cu drag să-i spunem la mulți ani din partea finei, dumneaei Silvia și, desigur, fina mai mică, Silvia. Facem și noi complici alături de finii dumneiei care vor azi să o uimească cumva mai deosebit decât au făcut-o până acum. Și noi cu mare drag am acceptat această invitație să mergem spre dumneiei, să-i spunem frumos la mulți ani, să o felicităm, să-i dorim ani frumoși, sănătate, fericire și o viață cât mai frumoasă. Cu mare drag, vă îndemn să mergeți cu noi, să facem emoții frumoase și surprize de vis. Și pe râul plin de valuri, anii cât au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea, printre prieteni sunt. După cum am menționat anterior, ne-a pornit să o surprindem pe doamna Domnica. Am ajuns la dumneiei și noi cu mare drag ne facem prezenți aici, în partea finilor, să o surprindem și să-i spunem frumos la mulți ani. Bună seara! Bună seara! Vă salutăm cu mare drag, surprize la tine acasă suntem și astăzi când vreau sunteți omageată și să o sărbătoare frumoasă în partea voastră alături de oameni dragi. Noi venim aici să vă spunem frumos la mulți ani, să vă felicităm și vreau dumneavoastră să ne spuneți cum credeți, ce simte inimioara dumneavoastră, cine ne trimite aici și cine vrea să vă bucure așa frumos. Chiar nu pot să zic. Ia, ne gândim împreună. Oameni dragi, oameni care vă iubesc, clar că vă iubesc toți, cu siguranță, dar cineva vrea să se afirme mai profund. Ești fantale, da? Și la Silvica, cred că e. Eu zic că am vrut să-ți fac surpriză, că vin eu. Dar eu faci surprize și de altfel. Eu mai aduc surpriză încă de ori. Da. Așa. Dacă deja doamna a dat acordul pe ea, copiii sunt acasă, spunem și spunem și noi că pe adevăr este vorba despre doamna Silvia, dar lângă dumneavoastră ei mai este cineva. Mai aveți o Radu. Așa. Și încă? Și la Silvica și cu Lucreția, micuță. Așa. Uitați-vă, cum i-ați spus pe toți? Într-adevăr... Asta-i trebuie la Lucreția, cred că, da? Oamenii dragi, deci sunt dragi și vă iubesc foarte mult, i-au chemat și pe noi aici să ne facem prezenți. Această inimă frumoasă este dragostea care vă poartă ei ca fiind pentru nașa lor. Să vă spunem frumos la mulți ani, să vă felicităm și această sărbătoare să vă rămână în amintire pentru ani frumoși înainte. Avem aici o tortă pentru dumneavoastră. Așa. Și cum vreau să vă dați mie cu mărginuț și inimioară să vă dăi cel susul. Așa. Mulțumată, doamnă! Finii dumneavoastră vă poartă un respect profund. Pentru faptul că de ani buni, zic eu, sunteți ca o a doua mamă pentru ei. Îi iubiți, îi primiți, uneori, dacă este momentul, îi petreceți și iarăși îi primiți. Deci ei vin cu recunoștință în fața dumneavoastră, cu închinăciuni, pentru faptul că mulți ani în urmă, haideți să spunem așa, v-au bătut în poartă cu dragul de a îi primi în familia dumneavoastră ca pe al doilea copii. Iar dumneavoastră ați dat acordul cu tot sufletul dumneavoastră și ați spus că de azi încolo sunteți ai noștri. Și uitați-vă, au trecut ani buni ca ei să fie ai dumneavoastră și o să continue să vă fie alături până la sfârșitul vieții dumneavoastră. Vă doresc ani frumoși, ani sănătoși, să fiți tot atât de blândă, tot atât de bună, de sufletistă, brațele dumneavoastră să știe a primi cum au primit întotdeauna. Să nu uitați de respectul care vă poartă. Probabil au fost situații când mai greșesc finii în viață, pe parcursul tinereții, spunem noi, acum deja au și ei pe cine să îndrume în urma lor, copiii, nepoata. Însă, pe parcursul tinereții, probabil undeva v-au greșit. Iar dumneavoastră, am menționat, ca o mamă, ați știut să iertați, să mai învățați, să mai dați pe calea vieții. Până la urmă, acesta este rostul nașilor. Noi vă spunem și noi, din partea noastră, împreună cu ei, la mulți ani, o viață cât mai frumoasă, cât mai ușoară, sufletește, sănătate să vă fie întotdeauna alături, iar fericire să vă bată în ușă, atât de nepregătit cum am făcut-o noi asta seară.
Dar dumneavoastră, cu mare dorință și cu mare rugăminte, să nu închideți ușa cum ați făcut-o în asta seară, că v-ați speriat. Deschideți ușile largi și dați-le voie să intre emoțiilor frumoase, surprizelor pozitive și oamenilor dragi care vin în pragul dumneavoastră, cu drag de dumneavoastră, cu sufletul, cu inima să vă fie alături. La mulți ani din suflet vă dorim. Mulțumim. Și dacă îi aveți aici, le dau voie și ei să vă felicite. Cel mai dulce pup care vrea să vină. Sunt neiertători, se duc pe apa limpe de la vale. Anii zboară, sunt necruțători, se duce tinereța ca o floare. Mi-am pus anii mei în salbei, câți i-am adunat. Și pe râul plin de valuri, anii cât au fost, i-am aruncat. Este ziua mea, un an s-a mai sfârșit. Este ziua mea și-n tot sunt împlinit. Este ziua mea,